Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Astăzi vom discuta despre situația, zic eu, inedită în care se află organizația județeană a Partidului Social-Democrat în ceea ce privește sediul. De ani buni au un sediu pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, iată că... În ultima perioadă se discută tot mai mult despre faptul că PSD ar urma să fie evacuat din acest sediu. Despre toate acestea discutăm astăzi cu domnul Vasile Câtea, deputat din partea Partidului Social Democrat. Bună ziua, domnule deputat, bine ați venit Bună în Bună ziua, bine am Săptămâna trecută ați adresat o scrisoare descrisă primarului Mihai Chirica. Spuneți-le telespectatorilor despre ce era vorba în acea scrisoare. Păi, probabil, în asentimentul tuturor membrilor Partidului Social Democrat, care știu unde este sediu și întotdeauna, de la început și până în ziua de astăzi, și probabil mult timp de acum înainte, uh, sediul este cel de pe Ștefan cel Mare, pe care toată lumea îl știe. Uh, mă rog, formele de a te răzbuna sau de a da cuiva o, o pasă pe care nu poate să, să te -o întoarcă, care au fost găsite pentru a se răzbuna cineva pe organizația PSD Iași, nu cred că a fost cel mai inspirat mod. Pentru că doare când te lovește în bază unde toată lumea, cei care au dorit practic să facă sau să-și găsească de multe ori cetățeni care să-și găsească rezolvarea unor probleme, veneau acolo. Deci acolo au venit, acolo știu că este PSD-ul și dintr-o dată cineva, cineva, o persoană, pentru că este vorba de persoană. Acolo nu este proprietatea nimănui. Este o proprietate a comunității, a municipiului Iași. Un Bun, dar acea clădire este administrată. Trebuie să spunem că este în administrarea Consiliului local, local. Este în patrimoniu Consiliului Local. De deci da. este în patrimoniul Consiliului Local? Prin hotărâre de Consiliul Local a fost alocată. Ei, așa... este, legea spune că uh, autoritățile locale trebuie să ofere un spațiu gratuit Tatăi partidelor politice Și au fost, și cu, așa cum toate partidele au, PNL-ul este un uh, pod roșu de întotdeauna Nu s-a luat nimeni de. Au fost, dacă țineți minte, scandalul cu restaurantul Da, cu, da, cu Barbarosa era -a acolo S-a rezolvat lucrurile, doamne, partidul e partid uh, societatea comercială afară, unde, unde a greșit exact. altceva S-au găsit soluții și s-a rezolvat dar nu i-a pus nimeni. Bun, dar ce, dar, dar ce se reproșează organizației și de a Partidului Social-Democrat? Se reproșează că s-au făcut amenajările interioare. Amenajări care, așa cum știți, au fost făcute inclusiv de primăria Municipiului Iași, la un etaj sub noi, unde a fost sediul PD-ului înainte, care nu s-au schimbat geamuri, s-au schimbat culorile. Că pentru că. <coughs> Tr o sesizare adresată uh, poliției, și culmea, culmea, sesizarea nu pleacă de la, din interiorul primăriei. Se spune acolo că s-au efectuat lucrări de amenajare fără autorizație de construire. Bun, chiar nu sunt un tehnician și nu știu toate detaliile dacă au fost sau nu au fost făcuți toți pașii legali sau mai puțin legali pentru a se demara știu, igienizarea spațiului și amenajarea așa cum arată el acum. Pentru că, într-adevăr, era destul de degradat, era învechit și am zis că, mai, prin contribuția membrilor de partid, prin cotizații și prin banii care putem fiecare să ajutăm la, mă rog, igienizarea, așa cum spuneam, schimbarea culorii, am schimbat parchetul, am bun, schimbat... Bun, bun, în uh, sediul organizației uh, județene, cel de pe, de pe Bulevardul Șefan cel mare, mare și Sfânt, nu au fost făcute numai lucrări de igienizare, adică s-a văruit, s-a schimbat parchetul. Nu. Au fost făcute lucrări interioare, s-a schimbat structura interioară a spațiilor. Nu s-a nu schimbat nicio structură interioară. Deci nu s-a schimbat lipsește, nimic. Lipsește deci, un perete. De, nu lipsește niciun perete. Lipsește, sau mă rog, în uh, mărul rog, discordiei, dacă vezi, este o cale de acces, o ușă, care ea există și în ușa, deci așa cum este compartimentată, erau trei încăperi. Da. Fiecare are simetric, e o chestiune de, de hol, simetric este această care trecere dintr-o dintr cameră în alta. Asta de, de, despre ca, care este morul discordiei a fost înfundat, a fost anihilată prin anii 92-93. cu cărbidă, Exact. Uh, acolo există, cum se spune, un boian-druk, boia da? Deci o grindă da. o o mare de, sprint, de beton da? care. pe și deasupra e, tocă. E Exact, care să, sus, să, să fie suportul pentru golul care rămâne pe zidurile laterale. E, lucrul ăsta nu putea să existe un boian acolo fără niciun rost, Bun. care este mă rog, din construcția inițială, de la originală. Probabil. Bun, perfect. Este de înțeles. Un boiandruc care spune domnule, acolo a fost o ușă, ulterior a fost zidită, noi nu am făcut altceva decât să dăm la o parte acele cărămizi care ocupau uh, golul și să... Dar pentru astfel de lucrări va trebuie autorizație de construire. Bă, nu e scădat. Adică nu știu, uh, 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 toate acele lucrări au fost făcute în sediu, cel puțin, așa se susține, fără autorizația de construire. Acesta este și motivul pentru care cineva, și aici încă o dată, repet, nu pleacă din interiorul primăriei sesizarea, Cineva a seizat faptul, domnule, nu există. S-a mai reproșat a, faptul cine, că. Acel cineva, cine poate fi, acel cineva care a seizat. Nu cine, este din cadrul primării. Bun, și în ce calitate? Și care a fost. Este doi... membru mem, membru PSD. Bun, e un membru foarte bun atunci. E un membru a, Se mai reproșează a, Partidului Social Democrat faptul că s-au făcut lucrări de igienizare, cum vreți să spuneți, dar sunt și lucrări de construcție într-o. Într-un sediu, într-o locație care face parte dintr-o clădire monument istoric, fără avizul Comisiei de Cultură și Monumente. Eu știu că există un aviz al Comisiei de Monumente și Cultură. Eu trebuie să vă spun că prin luna. Martie, dacă nu mă înșel, am fost și am stat de vorbă cu cei de la Comisia de Cultură și au zis domnule, nu am primit nicio A, solicitare este, din partea Partidului Social-Democrat și nu am dat niciun aviz. E o discuție aici pentru că eu știu că există de la Com Comisia de uh, Cultură Monumente și Cultură sau ceva de genul ăsta care funcționează la Consiliul Județean și este dat un aviz în sensul ăsta. Este dat un aviz pentru ce? Pentru lucrări în sensul că se dărâm această bucată de zid și nu se... Nu știu, deci Bun. pentru... Domnule Pat din punctul dumneavoastră de vedere, considerați că toată situația asta, toată disputa asta, tot, să zicem, nu e scandal, dar forfota da. în jurul acestui subiect este una normală? Nu, este total normală și eu cred că produce efecte și va fi decontată de, de unii destul de, de puternic, pentru că dacă până acum spuneam, ok, e rău Ionel, e rău Georgel, că nu știu ce face și nu știu ce drege, în momentul în care tu umbli la temeria, la simbolul organizației județene a Partidului Social Democrat... Acum, nu putem am... să spuneți că simbolul organizației județene este sediu. Nu? Acasă, simbolul, simbolul organizației județene poate să fie acea sigla a partidului, nu. poate să fie tu vorbesc istoria... De simbol, vorbesc la nivel județean, de simbolul unde, Bine, unde da, se găsește. Bine, de, de acea locație, din totdeauna a fost acolo Partidul Social Democrat, dar totuși s-a ajuns acum departe din... Câte știu eu, există o sesizare și s-au da, făcut și mersuri, așa verificări. Cine, bun, din punctul meu de vedere, a greșit Partidul Social Democrat sau nu a greșit? Dacă se uh, uh, dovedește că, mă rog, noi am făcut altceva decât a făcut primăria, probabil este o greșeală. Dacă, și vorbeam de ceea ce s-a întâmplat. Deci dacă, dacă, se dovedește că s-au făcut lucrări fără autorizație de construire... Da. Și dacă primăria a avut autorizație de construcție și când s a făcut modificările la etajul de sub noi și noi am făcut altceva decât au făcut ei, probabil putem fi, mă rog, suspectați de încălcarea legii. Bun. Haideți să plecăm de la scenariu că Partidul Social Democrat, Organizația Județeană, a făcut aceste lucrări fără a avea autorizația de construire. În cazul acesta, credeți că urmare de fapt a acestei situații, credeți că uh, va fi relocat Partidul Social Democrat într-un alt sediu? Eu îmi doresc lucrul ăsta, clar. Deci acolo suntem, acolo în ce vrem să rămânem. Dar dacă, eu știu, se va ajunge în instanță și instanța va hotărâ că trebuie să ne mutăm, nu avem ce face, deci trebuie să respectăm. Bun, instanța nu poate să hotărască decât dacă Partidul Social-Democrat, Organizația Județeană, a făcut a încălcat legea în sensul că a făcut lucrări fără autorizație de construire. Nici de cum nu poate decide instanța evacuarea dintr-un sediu. Da, asta este o hotărâre Consiliului Local. Probabil va urma o hotărâre a Consiliului Local. A Consiliului Bun. Local. Domnul deputat, spuneți-mi și mie care sunt acțiunile pe care le întreprinde la ora actuală conducerea Organizației județene pentru a contracara această situație. Răspundem la, la acuzațiile venite din dinspre primărie, despre poliția locală sau, mă rog, cine, cine vine și ne tot întreabă și ne tot zgândărește. Uh, uh, cine, cine a fost acolo responsabil cu toate aceste activități de igienizare, cum le spuneți? Am fost desemnat o echipă de oameni care se ocupau de Dumnealor, Dumnealor, au dat explicații organizației, Bărins că da, conducerea organizației. face că spre, știu dacă vreți, nu neapărat satisfacție, dar eu ca secretar executiv al organizației nu m-am ocupat unde aproape de chestiunea asta, fiind delegate competențele, așa cum am spus, către un grup de oameni, un grup de oameni care să precep mai mult decât mine la ceea ce trebuia să facă și fac și au făcut o treabă foarte bună, sediul arată foarte, foarte bine. Eu sper din toată inima că acum, când arată cel mai bine decât a el vreodată, să nu trebuiască să-l părăsim. Ar fi o, mă rog, o pierdere de mai multe... ori. mai, ales, bine. mai ales că urmează 2019 an, dublu electoral, după 2020, an, iarăși, dublu electoral, alegeri locale și alegeri generale. Nu știu, eu acum trebuie să recunosc cinstit. Eram obișnuit cu sediul psd acolo, eram obișnuit cu sediul PNL în Poduro și eram obișnuit cu sediul PDL sub PSD. Bun, lucrurile se schimbă, nu, nimic nu poate fi etern. Dar să stăteam acum și mă gândeam unde ar putea fi relocat sediul Partidului Social Democrat. Dacă, dacă, dacă se va ajunge și dacă instanța va zice că organizația județeană a greșit și atunci primăria poate să ia pe cale de consecință a deciziei. Eu cred că se tensionează niște lucruri și niște relații în loc să ne gândim cum să construim, cum să atragem cât mai multe fonduri în municipiu și în județul Iași cum să facem echipă și cu celelalte partide. Chiar dacă sunt în opoziție pentru interesul iașului, noi căutăm tot timpul, noi căutăm. Sunt unii care caută mereu Zăzanie, mereu subiecte de presă, subiecte de cancan, -can, să rămână în prima linie, pentru că dacă nu fac lucrurile astea, din nefericire, ușor, ușor, nu mai au subiecte care să-i scoată în fața presiei. Știți ce a spus uh, un om politic pe care eu îl consider un om politic extraordinar, Radu Alexandru Timofte, Dumnezeu să-l în pace. Dacă nu apar două zile în presă, chiar dacă e de bine, chiar dacă e de rău, nu mai există. Aceasta da. este și, și concepția celor angrenați în această dispută? Probabil. Nu știu, deci nu pot să justific. Haideți să vă întreb, altfel. Să vă întreb, să vă întreb altceva. Din punctul nostru de vedere, această dispută considerați că este o dispută între două personaje sau între două instituții? Nu, eu cred că au pornit de la două persoane. Și s-a extins. Da. Există posibilitatea reconcilierii între cele două persoane? E o vorbă în popor care spune de obicei că cel mai inteligent cedează. Eu nu știu, nu pot să prevăd ce se va întâmpla. Cum la fel se spune că nici două să fie într-o teacă, nu în cap. Suntem în ambele situații. Așteptăm ca una din părți să. să Uh, culce până la urmă uh, mingea, uh, nu se dorește lucrul ăsta. Eu am văzut dintr-o parte niște inițiative, niște intenții de invitații, dacă pot să spun așa. la dialog? Da, la dialog. nu au fost acceptate, lucrurile continuă așa. Nu credeți că astfel de, astfel de, situații ca aceasta cu sediu, lucru eu îl consider mărunt. Bine, asta este, aceasta este opinia mea. Aceste situații erodează, erodează, erodează atât din imaginea Partidului Social-Democrat da. cât și din imaginea altor instituții. Că consumă energie inutilă și energie pierdută. În loc să ne concentrăm pe lucruri, așa cum spuneam, de construcție și de dezvoltare, ne concentrăm pe uh, dispute personale. Și lucrul ăsta ne costă pe noi, că știți cum e, spunea cineva, era o vorbă, când uh, elefanții se luptă, șuriceii trebuie să stea în lateral. Corect. Da? Cam uh, uh, efectele astea sunt. Bun, domnule deputat. Haideți că mi uh, se pare o întrebare firească. Astfel de acțiune, astfel de atacuri. Credeți că vor continua? Întru că a spus mai înainte că nu prea există care de. După cum arată în momentul de față situația, nu cred că se vor opri, nu cred că se vor stopa. Și dacă admitem că într-un fel sau altul se închide liti litigiul cu sediu în mod sigur vor apărea altele și războiul va fi continuu. Și din nefericire, trebuie să spun ca vechi PSD de 1995, era PDSR atunci, nu se numea Partidul Democrației Sociale din România, când am început eu să cochetez cu politica, parcă ea și a fost așa, după 2000 cel puțin, un oraș blestemat. Niciodată Consiliul Județean nu s-a înțeles cu Consiliul Local. Cu primarul, mai bine zis, Consiliul Local. Mai Ei, a fost atât. o perioadă scurtă la Foarte? începutul SLE. Da, și cu SLE, dar și acum, când am pornit primele două-trei luni, ne-au fost ok. După aia, parcă a intrat dracii în, în noi, nu mai știu ce să zic. Mi se pare un lucru. <coughs> nu, nu vorbesc aici de un lucru hilar, pentru că nu poate fi hilar atâta timp cât de suferit a, și de suferit într-o dispută care nu-și are rost, Dar mi se pare. Nu știu, ne la locul e această, firească această situație. Ați mai auzit de astfel de, de situații în care partide să fie evacuate din sedii pentru că au făcut unele lucrări fără nu. autorizație? Nu, poate să dumneavoastră. Păi nu, de asta vreau să vă întreb. Nu, nu Domnule deputat, spuneți-ne acum, sediu s-a terminat, Lucrările s-au terminat. Cu ce, cu ce iese acum la bătaie Organizația Județeană a Partidului Social-Democrat? Să iasă la bătaie, în ce sens? În sensul că ce își propune pentru perioada imediat următoare? Pentru că trebuie într-un fel să, să estompeze efectele acestei... Bun. Deci organizația județeană și termenul este de organizație județeană este în tot județul. Deci la nivel de județ, eu vă spun așa că de la începutul guvernării până în momentul de față sunt semnate contracte în procedură de licitație, probabil alții au terminat de aproape un miliard de euro aduși prin PNDL 1, PNDL 2 și probabil vor mai fi și pe PNDL 3 Deci sunt programele care au ca scop scoaterea satului românesc din noroi aducțiunile de apă, școlile grădinițile și unitățile sanitare, adică cabinetele medicale o, Sunt cele med... trei axe educație, sănătate de, și infrastructură de, care PSD-ul le-a propus așa, ca fiind la, nivelul, la nivelul municipiului E vorba de investiții în Spitalul de copii Sfânta Maria, după cum știți, în Spitalul de Neurochirurgie. Sunt spitale care da. sunt în subordinea Consiliului Județean. Da, pe sunt. Mine așteptam dar să sunt pe mine mă da, așteptam da. să îmi spuneți amănunte legate de sala polivalentă. Dacă vreți, ieri, chiar ieri s-a întâmplat să avem o discuție cu domnul Ministru Stănescu, e din nou pe tema asta. Și Aceeași poveste care am mai spus-o și o spun și este justificată din punctul dânșilor de vedere e investiția în stadioanele care vor organiza sau sunt implicate în organizarea Campionatului European 2020, Campionatului European de Fotbal. Deci toate lucrurile au trebuit în stadionul din Ghencia, în Dinamo, în Rapid, deci în București. Deci nu avem nicio șansă de, de sale da, poliparete? Bă, Lucrurile sunt cel puțin la nivel de proiectare, la nivel pe un ciclu care va începe, fie în 2019, fie în 2020. No. Deci noi ne așteptăm. Da. Ce da, vreau așa. să spun. Deci eu o, un obiectiv, care eu din toată inima mi-l doresc și vorbesc și vorbesc cu toată credința când spun lucrul ăsta, că până la sfârșitul mandatului, eu mi-aș fi dorit să o văd uh, începută, Fii. cel puțin, dar sau chiar terminată. Dar M-aș bucura tare mult, așa cum am spus, ca și cele două obiective extrem de importante pentru mine, da? Autostrada și sala polivalentă, una din cele două, nu orice sală, că dacă faci o sală de 1500 de locuri, e nu mă ajută, la? dar este în programul de guvernare prinsă două investiții, două săli polivalente cu capacitatea între 10 și 16.000 de locuri. Una la Iași? Una la Timișoara, probabil, ai la să bate. Una sigur este prinsă și acceptată și agreată și deja percepută că, în mod cert, Iașu va beneficia de una din deci, cele deci, două săli. Să. trebuie să îmi spuneți în felul următor. Până în anul 2020, până la sfârșitul mandatului, Va fi cel puțin la fază de proiectare. Exact, deci, demarat acceptată, deci sala să fie. A, adică, bătută. Așa, în cuie... așa cum spitalul regional. Este cert că se va construi la ea, așa, așa mi-aș dori să fie, așa cum nu, și semnate, băgate o cupă de pământ. Cupă de pământ cea... da, scoasă de acolo. Am înțeles. Mulțumim pentru participarea la emisiune. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, punem punct ediției de astăzi, dar nu punem punct disensiunilor dintre Organizația Județeană PSB și alte instituții ale statului. Până data viitoare, cele bune! La revedere!